Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Raport de Ales, o emisiune în care, așa cum v-am propus prin proiectul nostru, vrem să aflăm ceea ce au reușit să facă aleșii locali. Este vorba de aleșii din Consiliul Local Roman și din consiliile locale ale primăriilor din zona metropolitană, dar și despre ceea ce au reușit să facă în Consiliul Județean reprezentanții dumneavoastră acum când ne apropiem cu pași repede de sfârșitul unui mandat de 4 ani. În studioul emisiunii Raport de Ales se află astăzi domnul profesor Ilie Boloca, consilier local al Partidului Social Democrat, căruia îi spun bună ziua și bine a revenit la Roman 24 Online. Sărut mâna doamna Flora Ordea, mulțumesc pentru invitație, dați-mi voie să salut și eu telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune, să le urez pe această cale o primăvară frumoasă, o primăvară liniștită, o primăvară cu multe realizări și multe împliniri. Domnule profesor, domnule consilier local, se pare că nu ne-am văzut de ceva vreme, doar de vreo câteva zile de când a avut loc acea manifestare cu totul și cu totul deosebită organizată la Clubul Elevilor. Vă spun încă o dată bună ziua și bine am venit. Cu ce să începem? Să începem cu faptul că dumneavoastră și în acest mandat v-ați aflat printre supleanții care au venit mai târziu, dar niciodată nu-i prea târziu să vii într-o asemenea funcție, sau cu ceea ce ați reușit dumneavoastră să faceți și în calitate de director al Clubului Copiilor, dar și în calitate de ales local, care, iată, v-ați dat mâna cu primăria, unde ați găsit o mare deschidere și prin calitatea dumneavoastră de consilier pentru rezolvarea foarte multor probleme de la Clubul Copiilor, la latitudinea noastră. Sunt convins, haideți să începem cu ultima afirmație pe care dumneavoastră ați făcut-o. Eu sunt convins că nu în calitatea mea de consilier am dat mâna cu primăria, ci din cauza primarului, care este foarte preocupat de bunul mers al Clubului Copiilor, pentru că dumnealui domnul primar a avut în gestiune clădirea, a investit ca urmare a trecerii la minister, probabil din acest motiv s-a oprit și finanțarea. Au mai venit ceva bani, i-am investit, avem promisiune atât din partea domnului inspector general, domnul doctor, profesor doctor Viorel Stan, că se vor continua lucrările, avem promisiunea și din partea domnului primar că face demersuri pentru continuarea lucrărilor. Eu cred cu siguranță că dacă acești doi oameni au făcut astfel de afirmații, cu siguranță lucrurile se vor rezolva. Iar pe mine mă bucură. Sunt doi oameni puternici, doi oameni serioși care nu dau cuvintele sau nu folosesc cuvintele așa de... Iar pe mine mă bucură extraordinar de mult când aud pentru a doua oară, cel puțin zilele acestea, că iată, un reprezentant al unui partid de opoziție poate să-și dea mâna cu cel de la putere. Acum depinde de unde, cine considerăm că e puterea, cine e opoziția, și vreau să mă explic despre ceea ce am afirmat. La ultima conferință de presă pe care am avut-o la Consiliul Județean, doamna președintă Emilia Arcan, care este și președinta Organizației de Femei a Partidului Social Democrat, dădea ca exemplu de bune practici în ceea ce privește comunicarea și colaborarea la nivelul municipiului Roman. Dacă, așa cum știți, la Piatra Neamț este un imens scandal legat de ceea ce se întâmplă în Consiliul Județean și respectiv în Spitalul de Urgență Roman, iată că doamna Emilia Arcan a dat ca exemplu de comunicare perfectă existentă la nivelul Consiliului Local Roman, Primăriei Roman și Spitalului Municipal, unde numai prin conlucrare s-a putut obține o asemenea unitate etalon.
Da. Cred că la nivelul județului ați vrut să vă referiți la Spitalul Județean. Da, la Spitalul Județean, Spitalul Județean Neamț, da. Evident, da. Că a spus Spitalul de Urgențe Roman. La noi nu cred că au fost probleme. Nu, la noi este, tocmai este dat ca model de bune practici. Probabil că atât domnul primar, cât și noi, consilierii locali, am știut cum să gestionăm aceste situații, probleme. Nu modul, mai, dar este modul, în interesul modul clar v-ați situat pe aceeași baricadă și ați spus, domnule, niciodată de pe poziții de forță nu poți rezolva o situație. Să știți foarte bine că, cel puțin, eu am fost și atunci când actual primar nu avea majoritate în Consiliul Local, dar să știți că și atunci, ca și acum, de multe ori ne consulta și făceam lucruri acum bine vreau către, să spun, pentru cetățenii din municipiul Român. Acum știți care e părerea mea? Părerea mea este poate puțin subiectivă prin faptul că toți suntem cadre didactice, da? Și că altfel știe să gestioneze și un conflict, un cadru didactic, sigur, obișnuit cu aceasta, decât știu eu cei din afara sistemului, care iată, cred că poziția de forță de război este cea care rezolvă lucruri. Niciodată nu se rezolvă lucruri. Nu mă bucur de situația care este la nivelul județului referitor la Consiliul Județean sau la Spitalul de Urgență. Dar ne bucurăm de ce e la Roman. Important este că la noi, la Roman, se fac lucruri bune. Noi, consilierii locali, v-am spus, suntem consultați în ceea ce privește anumite proiecte, deci nu am avea motive să ne certăm, cum spuneți dumneavoastră. Bineînțeles că sunt consilieri și avem și noi puncte diferite de vedere, dar se per total, la nivelul comisiilor, la nu trebuie să prin dispute, exact, prin dispute noi trebuie să oprim bunul mers al unor treburi, pentru că dacă ne certăm și ne certăm și ne certăm, probabil că anumite lucruri nu se vor mai realiza. Și știți ceea ce mă mai bucură foarte mult, domnule consilier? Mă mai bucură faptul că toată lumea a constatat că de la instalarea dumneavoastră în funcția de director al Clubului Copiilor, această instituție a redevenit ceea ce era odinioară, o instituție de prestigiu. Mulțumesc, în care frumos. Lucrurile se desfășoară, proiecte mari, multiple, cu o mare rezonanță, ca cea recentă despre care v-aș ruga un pic să-mi vorbiți. Mulțumesc frumos pentru aceste aprecieri și dumneavoastră și persoanelor care bănuiesc că v-au adus la cunoștință. Lucrurile astea pe mine mă obligă, mă ambiționează și tocmai din acest motiv, ceea ce am început pe data de 20 aprilie 2015 va continua, pentru că consider că mi se potrivește ca o mănușă. Sunt activități pe care eu le făceam și înainte, sunt activități care îmi plac, sunt activități care se cer și, bineînțeles, sunt activități care Eu făceam copilor referire specială la activitatea din 1 martie, cea legată de relansarea proiectului. Ieri a fost un simpozion național, finalizarea unui simpozion național, pentru că el a început mult mai devreme cu jurizarea, cu primirea lucrărilor și apoi jurizarea lor. Ieri a fost simpozionul național, nu întâmplător am ales data de 1 martie, pentru că tema din acest an, acestui concurs a fost Ion Creangă, scriitorul Ion Creangă. Care s-a născut în ziua de 1 martie. Care s-a născut pe data de 1 martie. Dumneavoastră a fost prezent acolo, a văzut câți copii au fost, câte emulație deosebită. Recunosc că și pe noi, organizatorii, ne-a surprins numărul mare de copii care a participat. Asta înseamnă și că aceia erau numai o parte din cei 400 sigur, și 650 de lucrări. 650. Din care au fost selecționate 400 și am înțeles eu, da, bine, dacă am înțeles. Da, ați înțeles foarte bine. Au fost lucrări venite din 34 de județe ale țării. Vă dați seama, din 34 de județe, orașe mari, București, Constanța, Cluj, din Bacău, localități foarte importante.
cluburi, Palatul Național al Copiilor, lucrări de la Palatul Național. Deci, importanța acestui lucrări de la școlile speciale pentru prima dată anul acesta. Sigur, sigur, inclusiv de la școala specială Roma Udou. Vorbiți-mi un pic, eu n-am mai putut rămâne la partea a doua, aceea de simpozion. La simpozion nu propriu-zis, cine a participat? Doar cadrele didactice? Da, în program am găsit și pentru ele. Deci au fost numai cadrele didactice și au prezentat referatele fiecare cum și le-a întocmit. Bineînțeles, nu au fost toate cadrele didactice, nu și-au prezentat toți referatele pentru că trebuia o săptămână, sigur. Ce se va întâmpla cu aceste referate și cu lucrările? Deci lucrările copiilor s-au finalizat deja, s-au făcut niște volume de carte, așa, și ele vor fi donate partenerilor noștri de la biblioteca. Și cu partea de simpozion ce se întâmplă cu ea? Vor fi premiate lucrările. Deci premiate, sigur, lucrările. Fiecare lucrare va fi. Când se va cunoaște rezultatul? Noi așteptăm acum să ne vină de la minister calendarul național al concursurilor, pentru că nouă ne trebuie, când eliberăm o adeverință, ne trebuie poziția concursului. Asta vreau la... să adaug acum, că am spus-o în știrea național. Pe care am spus-o în știrea pe care am realizat-o, că o altă valență deosebită a acestui proiect este aceea de a fi inclus în calendarul evenimentelor de mare arvengură ale ministerului. Exact. Ceea ce nu-i decolea. Nu-i decolea, așa este, și noi am venit... Noi am propus acest concurs la nivel național. Una este să-l propui și una este să fie și aprobat. Domnule director, el a mai fost, că este când, ediția 7-a. Când lucram la știrea pe care am făcut-o la asta, mă abătea gândul că un asemenea proiect de o asemenea valoare ar putea fi ușor externalizat, să zicem, începând cu vecinii noștri mai de peste Prut și apoi să facem la nivel internațional. Să fie un nivel, că de la o etapă la o etapă, eu vă spun, aflăm la 7-a ediție, eu am constatat o creștere calitativă a proiectului. Dar o remarcă foarte bună și să știți că... Și o sugestie în aceeași timp. Mulțumesc frumos, mai ales că vine din partea dumneavoastră, știți foarte bine, respectul meu este deosebit față de dumneavoastră, mai ales că sunteți și dumneavoastră cadru didactic și vorbim aceeași cu experiență, sigur. Domnule consilier, haideți să ne întoarcem la oile noastre, respectiv la raportul Consiliului Local. Faceți parte din care comisie? Comisia de Urbanism. O comisie foarte importantă. Foarte importantă și la fel de grea ca cea juridică și buget finanțe. Exact. Deci cam le-am putea situa pe același plan. Vorbiți-mi un pic despre activitatea acestei comisii. Care sunt colegii de acolo? Cum se lucrează în comisie, apoi în plenul comisiei? Ce a reușit dumneavoastră să faceți ca și consilier local de când ați intrat? De puțin timp, nu de mult timp, dar de puțin timp, dar ați reușit să marcați și această funcție. Noi ne întâlnim în cadrul comisiei, în prezența doamnei arhitect șef, doamna Alexe. Dumnea ei ne prezintă cu punct și virgulă toate proiectele pe care le supunem dezbaterii Consiliului Local. Vreau să vă spun că doamna este un profesionist adevărat. Eu, profesor de educație fizică, mă face să înțeleg exact despre ce este vorba. Absolut toate punctele pe care le inițiază, așa, are argument legal și teme legal. Cine e președintele acestei comisii? Președintele comisiei este domnul viceprimar, domnul Lucian. Așa, vreau să vă întreb dacă nu mă cer, că eu cam, nu prea mai am domeniul ăsta, este domeniul pe care îl coordonează Claudia și urmăresc ca și dumneavoastră ca la televizor. Asta dar zic să nu fiți scăpat mie. Experiența și dumnealui în Comisia de Urbanism. Ședințele decurg normal, atâta timp cât ni se prezintă clar, corect și cinstit punctele respective cu temei și cu argument legal. Cine mai face parte? Câți membri are comisia? Păi 5 membri. Este domnul președinte, domnul Lucian Micu, sunt eu, domnul consilier Fron. De la PNL? PNL, da. Spunem fiecare informațiune. Încă un consilier nou venit
penultimul. Tot de la dumnealor. Tot de la PNL. Domnul Toader, cred că. Da. Vă referiți la da. Domnul Toader. Domnul Toader. Așa. Da, da. Și doamna Chiriac. Și doamna Nușa Chiriac, colega noastră da. De partid. Da. Sunteți cam egali, 2-2. De asta vă zic, 2 din opoziție, 2 de la putere. Dacă considerăm puterea ca fiind cea deținută de aceeași culoare politică cu a primarului, cum decurg? Suntem echilibrați. Așa și echilibrați de un vice care este un EPR. Deocamdată un EPR. Deocamdată? De ce spuneți deocamdată? Pentru că o să vedem în mandatul viitor că este vremea schimbărilor, știți, și a trecerilor de la o formațiune politică la alta, în funcție de cum va funcționa ordonanța Dragnea, vom vedea, pentru că știți care e problema cu un EPR-ul acum, ați văzut-o? Și s-ar putea ca mă refer nu la plan local, da. Mă refer la nivel plan central foarte multe să existe o migrație masivă a membrilor ei către alte formațiuni politice. Am înțeles că și PSD-ul mai cotează uneperiști păi, și PNL-ul și... Știți cum este, dumneavoastră aveți experiență, roata se da. Întoarce. Practic această formațiune politică și la nimic este și noi am, fost, de balama, noi am fost foarte mulți ani am fost în alianță, împreună, exact. Ei s-au format tot pe un vid legislativ, tot pe o ordonanță, tot au fost... Tot așa o rupere de moment conjuncturală. Da, exact, conjuncturală, da. Au plecat ba de la un partid, ba de la altul și au format acest partid. Practic, la niciun rând de alegeri, eu nu știu să fi candidat... Acum s-ar putea că nu prea încântat, dar mai ales că s-a dat liber da. În plan local la alianțele respective și din câte chiar azi citeam o analiză pertinentă făcută de un cotidian județean, de un reputat jurnalist județean care spunea că PSD-ul cel puțin la Neamț nu prea ar mai fi dispus să accepte un EPR-ul, să cede din locurile sale în Consiliul Local unei perioade și așa că s-ar putea să avem surprize. Vă dați seama că asta este o decizie care se ia la nivel central, sigur că da. Revenind la situația din Comisia de Urbanism, de când sunteți dumneavoastră membru, care sunt marile proiecte pe care am putea împreună să le punctăm? Proiecte inițiate de mine? Nu de dumneavoastră, nu. Trecute prin comisie la care dumneavoastră v-ați dat girul, v-ați abținut, ați adus amendamente după situația fiecăruia în parte. Păi nu au fost... abțineri nu au fost la niciunul din proiecte. Cu toate am fost de acord, v-am spus. Adică v-au convins când, că... Exact, în momentul când... vine cu explicații clare. Dar obiecții, la, cam la care ați avut obiecții, de exemplu, și ați cerut din punct de vedere al urbanismului, la acele proiecte care vizează extinderea la balcon, la locuințe, să nu afecteze atât structura de rezistență cât a blocului, și cât și aspectul. Aspectul, da. Pentru că s-a format în Consiliul da. Local, s-a format o cutumă în care să se respecte structura și construcția blocului. Pe asta vreau eu să vă spun că problema asta e rezolvată cel puțin câteva mandate din care s-a stipulat clar că orice proiect care da, nu se încadrează în regulamentul în solicitările, de urbanism, în solicitările cetățenilor, da. Exact. În solicitări ei cer mai mult. Noi aprobăm exact ce prevede regulamentul exact. De urbanism, care e litera de lege activității dumneavoastră. Asta au mai fost licitații, au fost concesiuni, deci nu au fost probleme, nu au fost puncte de vedere divergente, nu... Nu am avut motiv să ne încleștăm. Dacă ar fi să ne gândim la celălalt mandat în care ați ocupat funcția de consilier și ar trebui acolo să faceți o... Comisia din Buget Finanțe. Așa, ar trebui să faceți o comparație. Mă interesează cum apreciați calitatea celor două consilii locale. În comparație sau... Comparativ. Din punctul meu de vedere au fost ok ambele. Dincolo cu cine ați conlucrat? În comisie? Da, da. Am fost în comisia de buget. La fel, îl aveam ca
pe domnul Mocar, profesor, aveam ca profesor ce spunea domnul Plai, care este în prezent fost contabil șef, fost director economic al primăriei, în prezent consilier al primarului pe probleme de legislație și președinte comisiei. Cred că era domnul Achiriloae în comisie. La președinte comisiei, domnul Achiriloae sau Mocanu? Domnul Mocanu era în comisie. Oameni cred care, că domnul Achiriloae era în așa, oameni care chiar știu carte. Profesioniști, știu. Da, și atunci evident că nu... E ok, deci nu a fost în comparație cele două consilii. Bun, e o diferență, având în vedere că în vechiul mandat făceam parte din putere, iar acum din opoziție. Putere împreună cu USL. USL, e sigur că da. Dar, dar calitativ, în ce constă okay, diferența? Nu, în ce constă diferența? Ca posibilitate de influențare a alocărilor bugetare sau la ce vă referiți? Sau de influențare? Că totul pornește de la bani. Da, într-adevăr, anumitor proiecte aveau influență. Bine, toate proiectele erau pentru cetățeni, clar. Asta nici și toate sunt și discuții. Acum pentru cetățeni. Cu mici, de desubt. Dar v-am de spus că și acum, și acum nu sunt probleme, că am fost consultați, am venit cu propuneri, nu au fost probleme. Cel puțin eu, problemele care le-am ridicat la nivelul primăriei, am fost cu promptitudine. Și vreau să vă spun că mi se pare un lucru deosebit acesta, că în Consiliul Local de la Roman, cel puțin de două mandate, dar cam așa de un mandat și jumătate, a reușit să se aștearnă o liniște și o înțelegere tocmai datorită acestui obicei al primarului de a reuși să dialogheze și de a stabili că tot ceea ce este de spălat ca rufă se spală în comisie și nu în plenul Consiliului. Exact. Așa cum se întâmplă la Consiliul Județean, din păcate, unde vedem bun, acum știm foarte bine că la Consiliul Județean tot de două mandate, permanent au fost... O nebunie. O nebunie. Un scandal perpetu. De pe vremea domnului Pruteanu. Așa? Da. Nici atunci nu era liniște. Da, ce a fost probabil pe vremea că, domnului Tărâțu, Dumnezeu să-l ierte și Piet Company, a fost ceva de tine imaginat. Cu repercusiuni vădite asupra ceea ce se întâmplă în județ, asta e grav. Da. La nivelul municipiului, cred că v-am spus, explicațiile pe care le primim atât în comisie, eu vă spun, din partea comisiei, jos pălăria, primesc explicații corecte, votez liniștit, deci nu am niciun fel de problemă atâta timp cât mi se prezintă. Da, că, aici ați atins un punct extrem de sensibil. Se știe că la nivelul întregii țări există o reticență extraordinară față de deciziile care se iau pentru că oamenilor le este frică să nu fie atrași într-o cursă și să ajungă pe la DNA. Ați văzut, cum este moda. Ați văzut chiar și în ședința de Consiliul de astăzi, unii colegi probabil și de teamă s-au obținut de a vota. Da, dar să spunem deci de ce, votat. Că există făceau o prevedere, anumite, da, există o prevedere care spune că orice consilier care știe că are un anumit interes legat de un proiect care se supune dezbaterii ordinei zi, trebuie să anunțe și să-și manifeste dorința de a se abține. De, și la un moment dat a zis domnul primar săracu exasperat, a spune fraților, trăim în orașul acesta cu toții, ce facem? Vedeți, tot din cauza legii. În cauza legii oamenii... Sunt temători. Eu cred că nu neapărat temători, dar pentru ce? Votează păi, da, domnule, proiect... mai am două luni de mandat și să plec cu o tinichea de coadă, nimeni nu-și dorește. O tinichea care... cu greu mai redresez. Da, o tehnică care te poate duce undeva la răcoare, ferească Dumnezeu, cu așa brățări. Eu nu m-am gândit chiar așa
tragic, dar se poate întâmpla. Dar nu vedeți acum, este o atmosferă generală, de la primul ministru și până la președintele țării se au constatat această reticență a oamenilor și stagnarea care se manifestă în activitatea de zi cu zi din cauza acestor teme. Au decis că paza bună păzește primejdia rea. Și din cauza aceasta nu au votat. Sunt de înțeles. Domnule consilier, mă interesează care este modalitatea în care dumneavoastră, ca reprezentant al unei formațiuni politice, respectiv a Partidului Social Democrat din Roman, reușiți să vă întruniți grupul de consilieri social-democrați înainte de ședință, probabil și la partid, cu asta pentru a vă uniformiza opiniile legate de asta. Explicați-mi mai pe rând pentru telespectatori. Pe anumite proiecte, pe anumite... Ca de exemplu, toate proiectele le luăm și le dezbatem. Ei, și ne mai consultăm. Ales cele legate de finanțare. Tot, nu contează. Da. Toate proiectele, 28, 30, 10, un singur proiect, dacă este pe ordinea de zi, ne consultăm între noi. Dacă nu suntem cu toții prezenți, că nu se întâmplă să fim întotdeauna toți prezenți, ne sunăm, vorbim la telefon, ne consultăm și cu toții mergem și luăm aceeași decizie, pentru că cu toții suntem reprezentanții unui partid și cred că cel mai corect este să fim echipă. În ce situații apelați la autoritatea președintelui PSD Roman? Că fără discuție trebuie să-l puneți la curent cu ordinea de zi a ședinței respective și cu poziția dumneavoastră ca și consilier. Cât sunteți acum în Consiliul Local? Cinci consilieri. Este domnul Holman, sunt eu, doamna Pătrașu, Iulia Habrici, doamna Nușa Chiriac și domnișoara Pătrașu. Pătrașu, care azi a lipsit la ședință. Da. Din ce motive? Probabil la serviciu. Nu știu. Probabil, da. Dumnezeu are un serviciu mai delicat, presupune dacă e multă călătorește mult. Aha. Da. Sunt convins că a avut un motiv foarte întemeiat, că participă la ședințe, cel puțin la partid. Ei, mai puțin activă, că nu prea a deschis. În patru ani n-a deschis absolut niciodată gura la consiliu, dar asta e altă poveste. Vreau să vă întreb, dacă vreodată la partid vi s-a solicitat să înveți o anumită poziție în Consiliul Local și care ar fi aceasta? De exemplu, la buget, că ați avut foarte multe amendamente pe care le-ați s-a solicitat cerut la partid și sunt bucuros că ni se solicită acest aspect, să fim în slujba cetățeanului și să gândim pentru cetățenii din municipiul Roman. Atât. Nu ni s-a sugerat atacă-l pe el, a nu vota împotriva duola sau nu. Să avem grijă de cetățeni, să avem grijă ca bunul mers așa, și să aveți grijă ca amendamentele dumneavoastră să-și găsească locul exact pe proiectele respective. Tocmai din acest motiv, când a fost și proiectul de buget, noi, grupul PSD, ne-am abținut, așa, pentru că am avut câteva reticențe la buget, erau câteva activități, câteva proiecte pe care noi doream să fie prevăzute în proiectul cum de buget. Asta care nu înseamnă că bugetul pe a care ni s-a propus categoric a trecut categoric, nu a fost corect întomis sau așa, nu a fost legal. Așa, și vi l-ați înșușit. Acum vi exact l-ați înșușit. Cea hotărâre majoritatea exact e în lege. Suntem într-un stat democratic, s-a votat, trebuie să-l acceptăm. Sau dacă nu am votat, nu am votat neapărat împotriva. Noi ne-am abținut și atât. Domnule consilier, spuneți-mi, vă rog, este prima întrebare pe care vă pun. Vă mai gândiți să vă continuați activitatea în Consiliul Local și eventual să fiți printre cei ceva mai sus, ca să nu mai fiți totdeauna pe lista de rezervă? Da, nu este niciun fel de problemă că sunt nu este mai o problemă, sus, dar oricum haideți să vă spun cum stau lucrurile cu adevărat. Mai ales cu proiectul ăla PSD stă puterea, nu știu unde vă tocmai veți găsi. Asta, tocmai asta vroiam să vă spun. Noi avem acel proiect, PSD dă puterea, dar avem și varianta care au toate partidele să
facem o cereri și să ne înscrim, exact, să ne înscrim în această Faceți cursă. Faceți parte din birou local? Fac parte din birou municipal. Așa, știu că ați avut ședință marțea trecută, tocmai pe subiectul ăsta. Știu că o zi înainte puteți la mine în emisiune, domnul președinte. Nu numai pe subiectul ăsta, și probleme organizatorice. Suntem și noi într-o precampanie, avem activități pe care le gândim, proiecte. Ați ieșit în lume și cu candidatul la funcția de primar? Sigur că spun, da. Când spun da, în lume, înțeles, spun la televiziune, da. Sper să ajungă domnul Opreș la postul nostru. Cu siguranță, stafful dumnealui de campanie știe exact ce face și cu siguranță va ajunge. Așa, și revenim la întrebarea mea. Da. Ce ați decis personal și cu partidul? Am făcut această solicitare să particip și să mă înscriu și la viitorul mandat de Așa. Și referitor la analiza care a fost realizată pe proiectul PSD Îți dă puterea în ședința Consiliului Local, eu am avut luni emisiune cu domnul Manoliu, marți urma să se țină ședința pe Consiliul Local. Ce îmi puteți spune despre acest proiect? Cum a fost el perceput la nivelul romașcanilor și concluziile care s-au tras în organizație, ce trebuie îmbunătățit, la ce trebuie renunțat, pentru că trebuie să recunoaștem că a fost unul dintre cele mai controversate proiecte, pornit de aici, de la Neamț, și generalizat la nivelul țării. Da. Însușit de Liviu Dragnea, ceea ce nu-i decolea. Președintele partidului special a venit la lansarea acestui proiect la nivelul județului. Eu v-am spus și am spus la toți cetățenii, cred în acest proiect, este corect acest proiect, dacă stă bine și ne gândim. Ușor demagogic, este, da, haideți. Este practic ceea ce ar trebui să întâmple, nu? Dacă un grup de cetățeni, câți romașcani și-au manifestat concret dorința de a intra în echipa dumneavoastră? Eu vă spun că încă nu sunt finalizate. Asta eu știu, dar este extrem de dificil pentru că lumea nu a înțeles încă ce este cu acest proiect. Cum să nu înțeleg? Este simplu. Dacă noi cetățenii din municipiul Roman ne dorim ca X să facă parte din Consiliul Local, îl propunem pe... Ne ducem la unul din cele două corturi, am plasat PSD, la exact. Sfârșit. Numai corturi, că la noi sau funcționează pe site. Exact pe site-ul partidului sau prin pliante, prin flyerele care au fost distribuite prin oraș, prin oamenii din organizațiile noastre locale. Deci sunt foarte multe modalități de a-ți propune un consilier local. Bun, întrebarea ideea care este dacă cine scrie acolo are curaj să-l treacă și să stea de vorbă cu cetățeanul. Pune... Eu, Ilie Boroc, ca cetățean al municipiului Roma, îmi doresc ca în Consiliul Local să fac parte doamna Flora Ordean. Eu trebuie să mă duc să vorbesc cu doamna Flora Ordean. Nu mă apuc să o scriu eu acolo și să vină după aia partidul și doamna Flora Ordean. Ia uitați, aveți 300 de voturi. Solicitări de avreți sau nu? Pe mine m-a întrebat cineva dumneavoastră să spuneți. Poate dumneavoastră nu vă doriți lucrul ăsta. Deci asta da, este... chestiunea asta chiar am mai discutat-o chiar cu subiectul, cu personajul Flora Ordean, ceea ce mi s-a părut atunci un lucru nefiresc, îl repet și acum, mie mi se pare totuși nefiresc, de asta am spus că e proiectul controversat, ca un cetățean, oricât câtă notorietate ar avea el, să zicem Flora Ordean, jurnalist cu vechi state Corect. De plată, în astea, nici n-ar îndrăzni ea ca persoană, dar rămite altfel, de a trece în fața unui Ilie Boloca sau în fața unui alt coleg de al dumneavoastră, dar mai spuneți-mi, din actuali consilier. Mai decât mine. Sunt adică dacă în măsura eu am reușit, în care eu am reușit, dumneavoastră ați muncit cel puțin sunt 15 ani de când știu muncit, eu. Eu am muncit, dar în societatea civilă am muncit. Și dar nu, tot pentru nu cetățenii pot. Ați muncit. La urmă, tot în orașul acesta. Tocmai de asta vă spun că nu sunteți cu nimic mai prejos ca mine. Faptul că eu de 15 ani de zile, cum spuneți dumneavoastră, sunt în organizația aceasta a Partidului Social Democrat, este partea a doua. Mie mi se pare că nu-mi dă dreptul în fața moral, mea, din cauza că eu sunt mai vechi ca dumneavoastră. Dumneavoastră care dar dumneavoastră ați muncit, aveți ați cotizat, alte calități. Nu, aveți alte nu calități. Mi se pare. Sunt puncte de vedere diferite. Asta e problema.
o să sperăm. Eu sunt unul dintre cei care am acceptat această situație și sunt de acord. Și cam cât era? Că dumneavoastră veți avea listă completă. Discutăm acum de listă completă de 27 de consilieri. Din cei 27, câți credeți că vor veni din societatea civilă pe acest proiect și cam pe ce locuri vor să fie ei trecuți? Pe locuri eligibile, pentru că asemenea persoane trebuie să aibă și calitatea, nu poate să fie un anonim oarecare, trebuie să aibă și calitatea de locomotivă a listei. Atâta timp, exact, atâta timp cât el este susținut de 100, de 200, de 300 de cetățeni, prin semnătură, prin datele pe care și le dau, e clar că nu este un anonim. Bun. E clar. Haideți să nu mai deci, un din punctul ăsta de vedere, am clarificat. Bun. Să presupunem tot ipotetic. Tot ipotetic să spunem. Puneți pe listă personajul Flora Ordean, jurnalist cunoscut, zicem noi, zice lumea, nu da. Asta cu notorietate, dar care a stârnit de-a lungul timpului foarte multe adversități. Există celălalt aspect care s-ar putea să vă aducă dezavantaje. Ea mai dă o măpaia care mănâncă de vii, politicienii mai ales. Cum rezolvați situația asta concret? Nu am auzit să ajungă la urechile mele că ați mâncat pe cineva de viu. Nu, tot ipotetic discutăm. Ipotetic. Deci totul este la o discuție ipotetică. Ca Flora Ordean poți fi oricare altul pe care lumea sigur nu că suportă. Da, sigur că da. Dar atunci când a primit 300 de voturi din partea cetățenilor și sunt trei care ne spun că Flora Ordean este rea și nu te duc cu Flora Ordean, eu mă iau după aia trei sau mă iau după aia 300? Nu știu, pe aia asta îmi spuneți dumneavoastră cum o rezolvați. Care-i câștigul mai mare? 300 e mai mare decât 3, nu? Da, da, totul este la noroc. Bine, perfect, nu este nimeni, doamnă. Perfect nu este nimeni. Nu, mi se pare un mare risc. Și nimeni deci nu poate găsi candidatul perfect. Cred da, haideți să repetăm, da. Să repetăm că discuția noastră este... Eu sunt iubit de toată lumea. Dumneavoastră sunteți iubit de toată lumea. Nu. Nu cred că există... Bun, dar să precizăm din nou, să facem din nou precizarea că... Flora Ordean nu candidează. Discuție nu candidează și este pur ipotetic. Exact. Ipoteza a luat un exemplu din acesta. Nu este nicio solicitare în genul bun, ăsta. Bun, nu sunteți propus la PSD. Trecem și peste aceasta și ne întoarcem din nou la activitatea din Consiliul Local. Vreau să vă spun că dumneavoastră, ca și consilier local, faceți parte din consiliile de administrație ale unor unități școlare sau societăți de interes, că avem una singură, Locato. Nu fac parte. Nu, nu. Dumneavoastră consilier, da, m-am referit. Da, da, da. Spuneți-mi acum care vi se pare mai dificilă activitatea dintr-un consiliu de administrație al unei școli unde reprezentantul consiliului local are o responsabilitate foarte mare sau aceea din comisia propriu-zisă din care face parte a consiliului local sau nu pot fi suporta comparații cele două situații? Sigur, ele pot fi comparate, dar ambele sunt foarte importante. Atât în cadrul comisiei deciziile luăm pentru oameni, dar și în consiliile de administrație de la școli, tot pentru oameni. Acolo luăm pentru elevi, aici luăm pentru cetățeni. Bun, și deci, într-un consiliu de administrație la o școală, sunteți ocurea de șansă? Mie vine ușor să fiu membru în consiliul de administrație la școli. Cunosc legislația, atât legea educației, cât și parte de... Din ce consiliu de administrație faceți la parte? La Colegiul Tehnic Miron Costin. Liceu 5. Și la dumneavoastră, la Clubul Copiilor, cine face la parte? La Clubul Copiilor, din partea Consiliului Local, este domnul Andrei Fron. Consilier din partea PNL-ului. PNL, da, sigur. Așa. Da, și reprezentantul primării este domnul Botezatu. Atât avem un singur consilier. Așa. Ziceți-mi, rezolvă acești reprezentanți ai Consiliului Local problemele care se ridică într-o instituție școlară este prin participarea lor? Este foarte greu. Ideea este că rolul nostru principal este să aducem la cunoștință domnului primar de anumite situații, probleme care sunt la școală și cu siguranță atât echipa dumnealui tehnică,
cât și în funcție de bugetul pe care îl are, va gestiona toate problemele și, după cum dumneavoastră știți foarte bine, multe lucruri s-au făcut pentru învățământul și pentru școlile din municipiul român. Ultima întrebare, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, domnule consilier, este dacă această perioadă scurtă de timp când ați revenit în Consiliul Local vă mulțumește ca și activitate și ce, ca și profesor, ce calificativ v-ați acorda pentru munca depusă în Consiliul Local, cu cea mai mare sinceritate și onestitate. Având în vedere faptul că particip cu regularitate la absolut toate ședințele Consiliului Local, că este de îndată, că este ordinară, că este extraordinară, nu am lipsit la absolut nicio ședință, nu am lipsit la nicio ședință a comisiilor, nu am lipsit la evenimentele inițiate de Primăria Municipiului Roman, punctele de vedere pe care le-am cules de la cetățeni le-am expus aparatului tehnic a primării, altă dată și în Consiliul Local. De menționat că aveți un sector de care răspundeți din partea organizației de partid. Nu am sector. Dumneavoastră nu aveți, că nu sunt alți colegi care au... Nu. Sectorul este municipiul roman. Da. Municipiul roman și toate problemele. Vreau să vă spun că au fost probleme solicitate de cetățenii din colonii, din Zahăr. Când m-au rugat frumos să fac solicitare la primărie să se taie arbuștii dintre gară și fabrica de zahăr. Probleme care s-a rezolvat. S-a rezolvat imediat. Alte solicitări au fost în centrul orașului. Deci v-am spus, nu un anumit sector. Adică dacă în zona mea nu mă interesează. Nu. Ce dacă trebuie? Ajungem notă calificativă. Notă calificativă, eu zic că foarte bine. Nu excelent, dar foarte bine. Da. Oricum și eu aici iar am căzut pe aceeași opinie și eu consider că chiar dacă sunteți totdeauna pe lista de rezervă, sperăm să nu se întâmple și în mandatul viitor același lucru, sunteți unul din consilierii care chiar știți cu ce se mănâncă această funcție și v-ați dus la îndeplinire scurtul mandat pe care l-aveți. Eu vă mulțumesc pentru acest lucru în numele telespectatorilor noștri și... Mulțumesc și eu pentru aprecierile doamnei Flora Ordean, mulțumesc pentru aprecierile jurnalistului Flora Ordean și mulțumesc și telespectatorilor că au avut încredere în mine și... Încă o dată spun, aceste lucruri pe mine mă obligă și mă ambiționează. Acum că voi fi în lista eligibilă, că eu mandatul trecut, fiind pe locul 11, am fost ferm convins că este eligibil, dar uitați că alegerile au arătat au infernal cu acela. Oricum, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă spun o zi bună, rămâneți în continuare pe Roman24 Online. Bună ziua!